Da, ne bucurăm să aducem la Craiova, cred, cele mai bune echipe la această categorie de vârstă, exceptând aici Farul. Lucru care cu siguranță va aduce un număr foarte bun de jocuri de un nivel ridicat. E o competiție necesară pentru că generația 2010 este înaintea primului an de competiție cu finalitate. Am avut parte în urmă cu o lună de o competiție similară la organizată de Viitorul Cluj. Practic aceasta este cum ar fi revanșa și un mod de a oferi copiilor niște meciuri foarte bune. A treia ediție deja. A treia ediție, sperăm să fie și a 30-a. Suntem adepții continuității în absolut orice. Sperăm ca pe viitor să putem face această competiție la mai multe categorii de vârstă. Dar la momentul ăsta asta putem oferi. Cum au fost alese echipele participante? Pentru că vedeam nume importante, FCSB, Rapid, Viitorul Cluj, Fix, Dinamo. Pentru că suntem cunoscători al fotbalului din România pe fiecare categorie de vârstă, am căutat să aducem fix cele mai bune echipe pe categoria asta de vârstă, la care s-a adăugat unul dintre partenerii noștri, CSG Știința Craiova. Așteptări mari de la inginerii noștri? Având în vedere că este ultimul examen înaintea debutului sezonului, în primul rând trebuie să aibă parte de meciuri puternice, în al doilea rând trebuie să iasă sănătoși din competiție și în al treilea rând să câștige cel mai bun. Veți urmări și echipele participante, nu știu, pentru a observa anumiți juniori de la celelalte competitoare? Universitatea Craiova este în continuă căutare de jucători buni, așa că întotdeauna ochii noștri sunt larg deschiși. Colegii noștri din departamentul de scouting văd, observă în fiecare zi jucători și încercăm să aducem către Universitatea Craiova jucători peste ceea ce avem la momentul ăsta. Vor fi jocuri pe ambele terenuri, nu? Și cel sintetic și pe cel... Da, sunt două grupe, grupa albă, grupa albastră. Unii vor juca pe iarbă, ceilalți pe sintetic, urmând ca semifinalele și finalele se desfășoare pe iarbă. Mulțumim frumos! Cu drag!